Ripensia, Timișoara a scăpat pentru moment de zona fierbinte din play-out-ul Ligii a doua după victoria cu Cluj. Ioan Filip a deschis scorul pentru ardeleni. Gazdele au restabilit însă egalitatea până la pauză prin Friedrich. Fundașul Ripensiei a reușit dubla în repriza secundă. Clujenii au terminat meciul în inferioritate după eliminarea lui Răuță. Cu această victorie, Ripensia a ajuns la 6 meciuri consecutive fără înfrângere și a urcat pe 4 în grupa din play-out. Ucluj rămâne pe 3, la 3 puncte în spatele liderului Farul Constanța. N-am fost pregătiți, iar rezultatul de azi pare că e o confirmare a faptului că avem limite destul de mari în cadrul echipei și cred că ăsta e nivelul nostru în momentul actual. Un obiectiv mai sus nu cred că putem face cu grupul pe care îl formăm acum. Am muncit foarte mult, am fost motivați, știam că este un meci decisiv pentru evitarea barajului.